Ata, partidul și poporul din Coreea de Nord l-au comemorat ieri pe fostul lider Kim Jong-il în cadrul unei impresionante desfășurări de forțe și de disciplină. La 2 ani de la moartea fostului președinte, militarii au luat parte la o paradă în care și-au afișat loialitatea față de memoria acestuia și față de actualul lider Kim Jong-un. La rândul lor, membrii partidului au fost plecați, au stat plecați într-o tăcere mormântală în fața portretului fostului lider. Poporul a depus flori în dreptul statuii lui Kim Jong-il.